Bună ziua! Mă bucur că mă urmăriți și vă mulțumesc pentru aceasta. Și totodată vă doresc și o zi binecuvântată de Dumnezeu. Vreau să vă arăt astăzi, vreau să fac o prăjitură cu mere, doar cu câteva ingrediente. Foietajul l-am cumpărat, l-am făcut de câteva ori, dar prețul nu este atât de mare să nu pot să îl ai totdeauna acasă. Și pentru asta, deci avem nevoie de un foietaj. Eu voi folosi 6 mere, destul de mărișoare, albuș de ou, 5, de la 5 ouă, 60 de grame de zahăr, 50 de grame de margarină. Eu nu folosesc unt. Scorțișoară și lămâie. Zeamă de lămâie. Numai eu le congelez și așa le păstrez, că iau o cantitate mai mare stând mai departe de oraș. Și în prima dată ne apucăm de curățat merele și pe urmă să le răzălim. Merge foarte repede și este și foarte gustoasă prăjitura. Și am ajuns și la ultimul. Așa, le-am curățat și ne apucăm de răzălit. Și răzălim pe cea mai mare. Am ajuns și la ultimul măr. Așa le răzălim bine. Sunt foarte coapte. Poate alea mai verzi un pic ar fi mai acceptat. Ar fi mai acrișoare acum vă place. Dar eu vă arăt cum procedez eu. Deci le-am răzălit. Așa. Și am să le călesc un pic. Într-o tigaie pun margarina. Așa, să se topească. Să se topească. Și am să adaug zahărul ca să-l caramelizez un pic. S-a topit margarina și adăugăm zahărul. Deci, aproximativ, i-am pus 60 de grame, dar acum, în funcție de cât de dulce vă place, eu pun cam o linguriță de zahăr la un măr. Acum rămâne la aprecierea voastră. Zahărul îl caramelizăm un pic. Da, e caramelizat și adăugăm merele.
zahărul caramelizat. Așa și cam așa pare. Nu trebuie lăsat mult. Le-am amestecat bine. Și doar un pic le lăsăm, nu... Până intră bine zahărul caramelizat în mere. Deci totul merge foarte repede. E foarte simplă rețeta asta și e foarte gustoasă. Cam așa. L-am luat de pe foc și adăugăm scorțișoare. Cam atâta, după gust. Am să-l amestec bine și am să-l las la răcit în timpul în care albușul de ou, am să-l bat spuma. În timpul acesta merele se mai răcesc un pic. Am pregătit acest vas, am să pun albușurile de ou și am să îl bat cu acest tel. Trebuie bătut foarte bine, ca altfel se lasă când îl pun la cuptor. Așa. Și adăugăm aici 3 linguri de zahăr. Așa, treptat. Și zeama de la... de la lămâie. Așa, cred că este gata. Așa, și așa se prezintă. Este foarte, o spumă foarte densă. Și acum am să vă arăt cum procedez mai departe. Am o tavă din aceasta, o foaie de silicon în ea și în asta am să pun prima dată foietajul. Desfac frumos. Așa, cam așa. Am să-l aranjez. Deci așa, am să-l înțep un pic și am să-l introduc pentru câteva minute în cuptor. Cuptorul fiind preîncălzit la temperatură maximă și am să pun merele și peste mere am să pun albușul de ou. Așa arată foietajul, am să-l scot din cuptor. Așa arată. Am să pun merele. Așa am să le întind aici bine. Am întins bine merele și am să pun spuma de ou peste. Așa. Și am să-l întind bine, bine. Ușor cu o paletă. Să acoperă bine ouăle.
albușul de ou să acopere bine merele. Așa. Și am să-l bag înapoi la cuptor. La 210 grade, cred eu că cam atâta este la jumătate la mine, dacă bine am măsurat. Așa arată prăjitura mea. Și cred că imediat este gata. Se face foarte repede, foarte simplu și foarte gustos. Prăjitura mea s-a umflat, dar nu rămâne așa. Se va lăsa, dar nu mult. Mai lăsăm un pic. Așa arată. Cred că este gata. L-am scos din cuptor și așteptam să se răcească, să pot să-l scot din tavă, să vă arăt cum arată pe interior. Prăjitura mea cu mere este rece, se poate tăia și vreau să vă arăt cum se prezintă. Așa, să o tăiem în două, prima dată. Uitați ce bine arată. Așa. Uitați ce bine arată. Și la gust îi nemaipomenită. Foarte bună, foarte bună. Merită să încercați și voi. Se poate face în loc de foietar, se poate face un alt blat, dar mi se pare că deja e practic și foarte, foarte bun. Priviți aici. Priviți ce bine arată. Vă mulțumesc că mă urmăriți și aștept părerile voastre. Vă pup!